Salutare, salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul Galeș Călin. Astăzi o să ascuțim la polizor. Avem aici o cazma nouă-nouță. O să o ascuțim. Nu o să o ascuțim foarte mult. Puțin așa cât de cât. E cam groasă. E cam groasă în carne și o ascuțim cât de cât, o pregătim pentru sezonul ăsta care așteptăm să vină. Că văd că nu mai vrea să vină vara. O așteptăm, dar văd că nu prea vrea să vină. E cam schimbătoare afară. Astăzi tocmai a plouat, a dat și piatră și vânt, toate anotimpurile. Da, și m-am gândit să fac acest episod pentru voi. Sper să vă placă, sper să apreciați, sper să dați acolo un comentariu de bine, de rău, în secțiunea comentarii. Un like, nu vă costă nimic. O abonare acolo, un subscribe, nu vă costă absolut nimic dacă dați butonul de subscribe. Un share mai departe să vadă și prietenii voștri ceea ce fac eu, dacă le place, dacă nu, nu e nicio supărare. Da, hai să nu mai stăm la vorbă și să-i dăm drumul la treabă, imediat revenim. Da, a revenit, prieteni, băgăm în priză polizorul. Să-i dau drumul la treabă. Yeah.
fraților, cam atâta cu ascuțitul cazmalei. Sau cum să zicem, Piatra Neamț, Hârleț. Nu i-am dat chiar mult. Nici mâncă o decălește. Așa, cât de cât puțin să o subțiezi un pic. Să intre bine în pământ. Da. Avem aici un topor. Hai să-l aflu și pe ăsta. Thank you.
vara cu toporul. Doar
doar o parte pot să ascult la polizor sapa, pentru că e în coadă și nu prea merge să ascult și pe interior. Așa că ori dau cu pila, ori dau cu bormașina pe bază de flex, că momentan nu avem flex. Da. O să revin când o să dau cu flex. Da, fraților, am revenit. Am montat banda, pânza abrazivă pe bormașina și mai am parte de interior la sapă de ascuțit și după care cam atâta de ascuțit până ziua de azi. Da, fraților, cam atâta pe ziua de azi. Astăzi am fost pentru voi Galeș Călin. Vă doresc o zi bună, multă sănătate și nu uitați să dați acolo un like, un share mai departe, să vadă și prietenii voștri, o abonare, un subscribe, nu vă costă absolut nimic. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un comentariu de bine, de rău, chiar și un dislike, nu nicio problemă. Eu vă doresc încă o dată multă sănătate, numai bine, să ne auzim cu bine!